Suntem aproape de o condamnare la CEDO pentru că nu respectăm drepturile minorităților sexuale, o spune președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, în așteptarea unei decizii care ar putea obliga România să adopte o formă a parteneriatului civil. De altfel, un deputat a și inițiat acum un proiect de lege prin care drepturile civile să le fie recunoscute tuturor cuplurilor, indiferent de orientarea sexuală. După ce am înțeles că e vorba de doi bărbați, a început să urle. Șefa, care era în același birou, era în situația în care risca să cheme poliția. Așa au reacționat funcționarii de la starea civilă atunci când Florin și Victor s-au dus să-și oficializeze relația. Sunt împreună de 5 ani în care, spun ei, li s-au încălcat drepturile pentru că legislația românească nu îi recunoaște ca familie. Pe când eram încă student, am avut o problemă de sănătate și nu am putut beneficia de coasigurarea partenerului meu. Drepturile tale, deși dacă te duci într-un spital, dacă ai orice contact cu statul român ca familie, tu nu existi pentru ei. Pentru a putea să aibă aceleași drepturi ca orice cuplu căsătorit, țara noastră ar trebui să legifereze o formă a parteneriatului civil. Un deputat a depus un nou proiect în acest sens, care cere ca dreptul la moștenire, dreptul la împărțirea bunurilor, dreptul de a se vizita la spital, de exemplu, să fie acordat tuturor celor care formează un cuplu, indiferent dacă sunt căsătoriți sau nu și indiferent de orientarea sexuală. Cuplurile formate din persoane de același sex nu ar avea însă și dreptul de a adopta copii. Parteneriatul pentru viață ar urma să fie întocmit la notar. Traduce într-un limbaj oficial, acceptă oficial parteneriatele care există oricum de fapt. Oameni care trăiesc de ani de zile împreună, care nu își pot legaliza relația pe legislația din România. Un proiect de lege similar există deja în Parlament. A fost respins de Senat în 2019, iar acum este în sertarele Camerei Deputaților. Ar fi trebuit deja lămurită situația după ce atât Curtea Europeană de Justiție, cât și Curtea Constituțională au decis că trebuie reglementate drepturile civile pentru astfel de cupluri. Foarte previzibil că vom fi condamnați la CEDO. Atunci legiuitorul va fi pus în situația să adopte o lege pe acest palier. Acum, mingea este la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Asociația Accept reprezintă acolo alte 21 de cupluri. Nu există scuze pe care guvernul acesta sau altul le poate oferi Curții Europene a Drepturilor Omului. Nu există scuze ca o tradiție națională. Tradiția națională nu poate fi homofobie. Parteneriatul civil este deja recunoscut în majoritatea țărilor europene. Unele, precum Italia, au recurs la o astfel de lege tocmai după o decizie a CEDO. În România, referendumul din 2018, care ar fi definit familia ca uniune dintre bărbat și femeie, a fost invalidat. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.